Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și încercăm azi să găsim răspunsuri pentru întrebarea: este istoria omenirii scrisă de civilizații extraterestre? Men in Black, OZN-uri, reptilieni, persoane răpite de extraterestri. Industria hollywoodiană a exploatat la maxim aceste subiecte și oficial ni se spune că toate acestea există doar în filme. Există civilizații extraterestre? Sunt acestea în contact cu Pământul? O scurtă incursiune în dosarele istoriei ne arată și o altă față a poveștilor cu extraterestri. De această dată, una care există nu doar pe ecranele cinematografelor. Fiecare aspect al vieții pe Pământ atrage gânduri de diferite tipuri. În timp ce lumina călătorește cu circa 300.000 de kilometri pe secundă, gândurile ajung practic instantaneu la locul de destinație. Acestea călătoresc mai repede decât lumina în toate direcțiile, pătrunzând în mințile altor oameni și producându-le prin fenomenul subtil al rezonanței gânduri similare. Astfel, fiecare are propria lui lume a gândurilor și toate aceste lumi se dizolvă în marele ocean al minții cosmice. Cea mai bună explicație este că manas, sau substanța minții, umple ca un eter întregul spațiu, servind drept vehicul pentru gânduri, la fel cum prana este vehiculul pentru sentimente, lumină și electricitate, iar aerul pentru sunet, explică Swami Sivananda. Există anumite aspecte care privesc toate ființele umane de pe acest pământ și referitor la care oamenii au fost obișnuiți să gândească aproape toți la fel. Un astfel de aspect este mișcarea Pământului în sistemul solar, un altul este contactul cu civilizațiile extraterestre. Percepțiile și concepțiile comune ale oamenilor creează așa numita realitate consensuală. Aceasta nu reprezintă întotdeauna adevărata realitate. Cum a fost percepută mișcarea Pământului de-a lungul istoriei? Almagesti, lucrarea de bază a astronomiei până în timpul evului mediu, cuprindea pe lângă un catalog al stelelor cunoscute o expunere amănunțită a reprezentării geocentrice a Universului, reprezentare în care Pământul este fix și imobil în centrul unor sfere concentrice în rotație, pe care se găsesc diversele planete ale sistemului solar, cum îl numim azi. Ptolemeu, autorul acestei lucrări, respinge ideea conform căreia Soarele se află în centrul sistemului solar. Ideea Universului heliocentric a fost susținută întâi de filozofii pitagorieni, Aristarhos din Samos și Seleucos din Seleuchia, și recunoscută abia după 1300 de ani prin contribuțiile lui Nicolaus Copernic, Johannes Kepler și Galileo Galilei. Nicolaus Copernic scrie în 1512 Commentariolus, o lucrare în care descrie sistemul solar în model heliocentric. Acest manuscris era destinat doar celor apropiați. În 1530, Copernic încheie opera De Revolutionibus Orbium Coelestium, despre mișcările de revoluție ale corpurilor cerești, lucrare destinată publicului, dar care va fi publicată abia în 1453. În tratatul său, Copernic reia vechea ipoteză heliocentrică și descrie cele trei tipuri de mișcări ale Pământului: în jurul axei proprii, rotație, în jurul Soarelui, revoluție, și în raport cu planul eliptic, menținând teza aristotelo-ptolemeică asupra universului finit, delimitat pe cer de stelele fixe. Între 1543 și 1600 au existat puține adepți ai sistemului copernician, printre cei mai renumiți aflându-se Galileo Galilei și Johannes Kepler. Cei mai înverșunați oponenți ai teoriei lui Copernic au provenit din rândul clerului, pentru că sistemul propus de acesta era în contradicție cu doctrina oficială a Bisericii Catolice. În vremurile respective, Biserica Catolică nu putea admite ideea că Pământul ar fi o simplă planetă care se învârte împreună cu alte planete în jurul Soarelui. Descoperirea unui centru de gravitație în afara Pământului contrazicea teoria lui Ptolemeu asupra cosmosului și intra în conflict cu doctrina aristoteliană acceptată oficial de Biserica Catolică. Inchiziția a stigmatizat drept eretică această reprezentare cosmologică și chiar a interzis lui Galileo Galilei să susțină teoriile, abia la sfârșitul secolului al XVII-lea. Odată cu apariția lucrărilor lui Isaac Newton asupra mecanicii cerești, sistemul copernician a fost admis de majoritatea gânditorilor europeni. Istoria descoperirilor referitoare la mișcarea Pământului în sistemul solar reflectă, de fapt, istoria evoluției viziunii dominante pe care oamenii au avut-o referitor la acest lucru.
A trebuit să treacă un număr mare de ani pentru ca ființa umană să ajungă la viziunea corectă asupra mișcării planetelor în sistemul solar. Oare cât timp va fi necesar pentru ca omenirea să ajungă și apoi să accepte adevărul referitor la existența vieții pe alte planete și sisteme solare? Dovezi ale faptului că există extratereștri. În ultimele decenii am fost destul de obișnuiți cu romane și filme științifico-fantastice în care apărau ființe și nave extraterestre. Prin urmare, ideea că nu suntem singuri în univers a început să dobândească forță. Există multe dovezi care susțin acest lucru. Numeroase fotografii realizate pe timp de zi și pe timp de noapte. Chiar înregistrări video de nave spațiale diferite de cele cunoscute a fi realizate cu tehnologia terestră, apărute în diverse părți ale lumii. Aceste filme au fost examinate de specialiști și au fost găsite ca fiind autentice. Mai mult de 3500 de rapoarte de la piloți de avioane militare sau comerciale despre OZN-uri, obiecte zburătoare neidentificate, multe cazuri aveau date coroborate cu informații radar și martori la sol și în aer. Mai mult de 4000 de urme de aterizare de OZN-uri în întreaga lume, sute de cazuri de interferență electromagnetică exercitată de navele extraterestre asupra motoarelor, radiourilor sau altor aparate electrice care au fost observate de poliție, personal militar și civil. Mai mult de 100 de martori ai unei retragere a unei nave extraterestre și cel puțin 4 corpuri de ființe extraterestre rămase în urma unei coliziuni care s-a petrecut în iulie 1947 la nord-vest de Roswell, New Mexico. Sute de rapoarte credibile, multe având numeroși martori despre aterizări de nave spațiale cu ființe umanoide. Multe evenimente cu martori în care ființe umane au fost luate la bordul OZN-urilor. Din rapoartele primite, aproximativ 10% din populația Americii, cam 25 de milioane de oameni, au văzut OZN-uri. Numeroase documente ale Guvernului Statelor Unite indică faptul că aceste vehicule sunt reale și că ele au fost implicate în supravegherea Pământului mai multe decenii. În octombrie 1999, Vaticanul admitea, în cadrul unei emisiuni la televiziunea națională, realitatea contactelor cu extratereștri. Monseniorul Corrado Balducci, un membru al Consiliului Director al Vaticanului, Vatican Curia și apropiat al Papei, a apărut la televiziunea națională de 5 ori pentru a susține realitatea contactelor cu civilizații extraterestre. Balducci a spus că Vaticanul urmărește îndeaproape acest fenomen în mod discret. Se pare că Vaticanul primește multe informații referitoare la extratereștri și contactele lor cu oamenii. Experimentul Philadelphia și proiectul Montauk. În luna iunie 1982, regizorul Steven Spielberg i-a prezentat în avanpremieră filmul E.T., extraterestrul președintelui Ronald Reagan, la Casa Albă. După ce filmul a luat sfârșit, Reagan i-a mărturisit lui Spielberg: știi, nu sunt nici măcar 6 persoane în această încăpere care să știe cât de adevărat este film. S-au scris sute de cărți despre posibile colaborări ale Statelor Unite cu civilizații extraterestre. Există teorii care explică prin această prismă experimentul Philadelphia și proiectul Montauk. Experimentul Philadelphia este unul dintre cele mai controversate experimente efectuate de către armata americană în timpul celui de-al doilea război mondial. În anul 1943, o navă armată americană a fost teleportată pe o distanță de 600 de kilometri ca urmare a unui experiment ultra-secret numit proiectul Rainbow, curcubeul, cunoscut publicului sub numele de experimentul Philadelphia. Mai mulți cercetători au descoperit o legătură între acest experiment și un altul dezvoltat în anii 1960-1970 de către armata americană cunoscut sub numele de proiectul Montauk. În cadrul acestui proiect s-au realizat misterioase experimente de călătorie în timp. Există surse credibile care afirmă că încă din 1934 președintele Roosevelt a făcut o înțelegere secretă cu anumiți extraterestri. Din relatările referitoare la proiectul Montauk aflăm de asemenea că Nikola Tesla avea contacte cu o grupare extraterestră ce era orientată benefic în intențiile ei. Unul din oamenii de știință care au participat la acest experiment, Alfred Bielek, afirma: cu siguranță Tesla, care era un apropiat al președintelui, a pus la cale întâlnirea.
Extratereștrii au promis ajutor pentru scoaterea Statelor Unite din criza economică și au oferit o tehnologie care cu siguranță li s-a părut uluitoare oamenilor de știință ai anului 1934. Cu toate că nu este vorba de extratereștri micii cenușii, ci de o altă grupare, s-ar părea că aceștia s-au divizat, constituindu-se într-un subgrup care a început să devieze de la planurile inițiale în privința cărora se convenise cu guvernul nostru. Experimentul Philadelphia, considerat de serviciile secrete ale marinei americane o modalitate de a utiliza tehnologia invizibilității în scop militar, ar putea fi o acțiune pusă la cale de extratereștri. Grupul umanoid K, pentru a putea pătrunde cu ușurință pe pământ. Cercetătorii, cum ar fi frații Bielek, care au participat direct la acest experiment și care și-au reamintit etapele prin care au trecut și detalii concrete ale acestui experiment, sunt de părere că extratereștrii au realizat un studiu foarte atent asupra bioritmurilor pământului, cu mult timp înainte de a se realiza experimentul propriu-zis, și au ales data și locul punerii în practică în conformitate cu rezultatele studiului. Experimentul a fost un succes tehnologic și un eșec uman. Mulți marinari care au participat au avut de suferit în urma experimentului, atât fizic cât și psihic. Pentru extratereștri a fost un succes deoarece s-a realizat o gaură de 40 de ani în hiperspațiul Pământului, prin care ei au putut pătrunde fără efort în dimensiunile spațio-temporale ale planetei. Mărturii despre aceste aspecte sunt cuprinse și în relatările oamenilor de știință care au participat la proiectul Monto. Contactele cu extratereștri păstrate sub tăcere. Agenția Națională de Securitate, NSA, a recunoscut existența proiectului Vărsătorul, lansat la începutul anilor 60 cu scopul de a colecta toate datele științifice, tehnologice, medicale și informațiile de la navele extraterestre identificate. Nu există însă declarații oficiale ale guvernelor țărilor în care au avut loc aterizări de OZN-uri sau contacte clare cu extratereștrii care să certifice aceste aspecte. Există încă publicații care pun la îndoială prezența acestor evidențe. Să fie oare anumite amenințări care fac să fie păstrată tăcerea asupra acestor contacte? Există multe relatări ale celor care s-au ocupat de fenomenul OZN și ale celor care au fost martori oculari ai aterizărilor de nave spațiale, confirmând apariția, după evenimentele respective, a unor persoane de obicei îmbrăcate în negru, care îi amenințau și îi terorizau dacă relatau cuiva ceea ce se petrecuse. Se poate pune întrebarea dacă există vreun grup de reducere la tăcere care încearcă să transforme cercetarea OZN într-un câmp de luptă. Dacă da, atunci de ce și din partea cui? Nu suntem singuri în univers, așa cum am fost lăsați să credem o lungă perioadă de timp. Nu soarele este cel care se rotește în jurul Pământului. Astfel, în mod logic, apare întrebarea: extratereștrii au aflat de existența Pământului abia în ultimele decenii de când se semnalează apariția OZN-urilor? Multe din legendele diferitelor popoare menționează ființe care vin din cer sau care dispar în cer cu sau fără diferite aparate sofisticate explicate alegoric. Alfred Bielek, într-unul din interviuri, afirma: știu cu certitudine că reptilienii s-au amestecat de multă vreme în modelul de evoluție natural al acestei planete. De asemenea, el consideră că e o posibilitate foarte mare ca societăți secrete, precum Illuminati, să fi stabilit legături cu grupul de extratereștri de pe Orion. Secretele ADN-ului și evoluția. Mergând în timp până la vremurile în care se menționează prezența omului pe Pământ, apare o altă întrebare. Ce anume ar fi putut să-l facă pe om să devină om începând să folosească uneltele? De unde ideea asta? Știința vorbește despre necesitate, dar aceeași necesitate există și în cazul maimuțelor, chiar și acum. Apare astfel ideea unei intervenții extraumane care a făcut posibilă trecerea de la Homo erectus la Homo sapiens. O descoperire importantă a fost realizată de curând de către un grup de cercetători care au participat la proiectul de decodare a genomului uman, Human Genome Project. I-a observat că 97% din secvențele non-codante ale ADN-ului uman sunt de origine extraterestră. Genomul uman conține 3 miliarde de baze, dar numai 40% din acestea sunt organizate ca gene, restul fiind sub formă de ADN silențios, chunk DNA, care nu codifică aparent nimic. Studii recente au arătat faptul că acest ADN tăcut este conservat de milioane de ani, fiind comun tuturor organismelor vii de pe Pământ, de la mucegaiuri la pești,
inclusiv la mamifere și oameni. Acestea sunt versiuni defecte ale genelor normale funcționale care se regăsesc și în genomul uman, fiind evaluate la 30.000. Deoarece aceste secvențe ocupă o mare parte din genomul uman, se poate spune că majoritatea materialului genetic uman este de origine extraterestră, după cum afirmă profesorul Sam Chang, conducătorul grupului. Profesorul Chang a înaintat ipoteza că o formă de viață extraterestră superioară a fost implicată în crearea vieții și plantarea ei pe diferite planete. Profesorul Chang indică faptul că ceea ce se observă la ADN-ul uman este un program care constă din două versiuni, un cod mare și un cod bazal. Primul lucru este că programul complet nu a fost scris pe Pământ, aspect verificat prin decodarea genomului uman. Al doilea aspect este că genele prin ele însele nu sunt suficiente pentru a explica evoluția. Trebuie să mai fie ceva în acest joc. Astfel, Sam Chang a ajuns la concluzia că evoluția nu este ceea ce credem că este. Autorul acestui material, domnul Alex Ionescu, sursa yogaesoteric.net. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Pe curând!